E artist în barcă, dar și în afara ei, un campion mondial și european la canotaj și a inaugurat propria expoziție de fotografii. Sergiu Bejan a luat aurul mondial și european anul trecut pentru România, dar pe lângă canotaj e pasionat de fotografie. Canotorul și-a expus fotografiile făcute în Bucovina natală la Muzeul Satului. Acasă, fiind o zonă de munte, vă spun sincer că uneori mi este frică să ies la fotografia, pentru că avem urși, avem... Sunt diferite pericole. Colegii au fost aproape lui Bejan, dar și părinții care i-au făcut o surpriză și au venit la București. N-au venit cu mâna goală. I-ați făcut și vreo plăcintă bună? Sigur că da, chiar acum am adus pachetul. Are brâu? Da, cu siguranță, care nu-l lipsesc niciodată când vine campionul acasă. Ce loc din lume visezi să fotografiezi? Prin safari mi-aș dori să ajung pentru a fotografia niște specii mai greu de văzut. Octavian Belu n-a ratat expoziția, care poate fi vizitată până pe 31 iulie. Iată un canotor de mare, mare performanță, cu o abilitate care eu sper să-l ducă la premiul Pulitzer, un premiu foarte important, cel mai important premiu în fotografie din lume.